România în direct cu Catalin Striblea la Europa FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Să recunoaștem că de data aceasta ministrul educației, domnul Câmpeanu, ne-a luat prin surprindere. Ne-a surprins, de fapt, cu modificările propuse în privința școlii și că propunerile de reformă, că așa îi spune, sunt radicale față de ce ne-am obișnuit. Se renunță la semestre, prieteni, dar mai ales la teze. Iar dacă asta va fi întâmpinată cu bucurie de către elevi, noi trebuie să o privim cu cumpătare, în mod evident. Dar înainte de toate, care sunt faptele acestei, a nu mai știu câta, reforme școlare din România? Așadar, ministrul educației, domnul Sorin Câmpeanu, a anunțat ieri reformarea calendarului școlii din România. O mai anunțase acum o lună, când se revenise la trimestre, în loc de celebrele semestre. De data asta o să avem module, da, module, dar înțeleg că în cadrul unor semestre totuși. E un pic de zăpăceală acolo. Școala va începe pe data de 5 septembrie, iar un prim modul va dura până aproape de finalul lui octombrie. Și apoi o mică vacanță și mai departe urmează la fel module de 6-8 săptămâni. Mai mult, județele, adică inspectoratele școlare, vor putea să aleagă de unele singure în anumite momente când să dea vacanță. Ce ziceți de asta? În al doilea rând, având module, nu mai poți să dai teze, în mod evident, așa că acestea au fost scoase. Este foarte probabil însă ca elevii să aibă parte de o evaluare anuală digitală și standardizată, care să fie corectată în alte județe decât unde s-a dat teza, adică fix ca la bacalaureat. Ministrul spune că aceasta este o reformă veritabilă și că vine în întâmpinarea cerințelor societății, adică voi, care aveți alte așteptări în ultimii ani. De altfel, propunerea asta cu tezele, spune domnul ministru, a venit chiar din partea elevilor. Și adaugă domnul Câmpeanu că aceasta este încă o dovadă că elevul se află în centrul învățământului din România. Și poate vă întrebați ce mai avem la reforma cu pricina, cum continuă ea. Este posibil ca la un moment dat să apară o modificare de programă, ni s-a spus zilele astea, nu știm când, nu știm cum, dar știm că e posibil. În ce constă ea, putem doar să bănuim. Dar oare aduce ore noi, aduce o materie mai la îndemâna copiilor și mai apropiată de 2022? Include calculatoare, de exemplu? Sau după eșecul parțial al școlii online, asta este o idee la care am renunțat? Vedeți, e foarte simplu să faceți o astfel de propunere care agită lumea și o face învolburată. Când spui că renunți la teze, inițial te vei speria. De generații bune, teza este stâlpul de bază al școlii românești, spaima multor copii și chintesența materiei din totdeauna. Dom'le, fără teză școala nu există. Sau, mă rog, de când sunt teze, putem reformula. Școala noastră produce un număr considerabil de analfabeți funcțional. Acum putem încerca și fără teze. De ce nu? Dar care este de fapt esența noii propuneri a domnului ministru? Către ce ne îndreptăm în viitor? Și cum? Eu de-abia aici văd un blocaj. Dar merită să discutăm. 0372069599. Îl repet, sunați-ne de la din toată țara, chiar și de la țară, de ce nu? Și din școli de la Vaslui și de la Oradea și din București, pentru că o să stabilim noi asta pe parcursul emisiunii. Școlile din România nu sunt egale. 0372069599. Cum primiți modificările propuse de ministrul Câmpeanu? Este mai bine pentru copiii voștri să învețe în module, cu mici vacanțe, cum se stabilește acum? Și da, foarte important, dispariția tezelor va îmbunătăți performanța școlară sau dimpotrivă? Ce ziceți voi? Dezbaterea noastră este și pe Facebook, mai arunc un ochi și acolo cât pot și îi dăm drumul acum la România în direct. A venit Robert, salutare! Salutare, Catalin! Cătălin, sincer să fiu, am un băiețel de 14 ani și, sincer, pe mine chestia asta cu modulele, cu semestrele, mă lasă un pic grecie. Nu mi se pare o mare schimbare că sunt module sau semestre, că sunt 4 vacanțe în loc de 3 și că sunt mai scurte sau mai lungi. Eu consider că principala schimbare în educație ar trebui să fie la curiculă, la materiile pe care le fac copiii. Și acum o să-mi spun părerea mea, principiul de la care plec. Cred că ar trebui ca materiile să fie împărțite cumva în două, materii principale și materii secundare sau opționale, și să le dau copiilor o șansă să învețe, să aibă ore mai multe de învățare la materiile principale, dar bineînțeles să-i oblig să-și aleagă și din cele secundare. Când zic secundare sau opționale, mă refer aici la, nu știu, muzică, desen. Și să fie pe bune, adică să poți opta între ele, să alegi, să te duci unde vrei, nu să țină cont de norma orelor de profesor, știi? Asta ar fi foarte interesant. Aș băga la, de exemplu, la materiile principale, bineînțeles, română, matematică, nu știu, istorie, geografie, o limbă străină obligatorie, dar a doua limbă străină aș băga-o la opționale. Și să am mai multe ore pe materiile principale și tot din materiile principale să se dea și examenul de nu știu, capacitate sau bacalaureat sau genul ăsta. Chestia cu scosul tezelor e o temă destul de interesantă, doar că eu unul din punctul meu de vedere și uitându-mă, fiind subiectiv și uitându-mă la copilul meu, pe al meu l-ar fi ajutat tezele dacă n-ar fi fost notate. Dacă nu s-ar fi calculat nota la teză. Dar ele în sine sunt bune ca și examene, pentru că eu unul la copilul meu, cum spuneam, am o problemă de emoții. Nu trec destul de des prin genul ăsta de examene, de teste, și atunci, dacă el e un copil de, nu știu, dau un exemplu la matematică de 9 și 10, în examene sau la teză sau la asta îmi vine cu 7. 6, 7. Și aici totul se duce la partea emoțională. Cred că trebuie să fie învățat și cu genul ăsta de teste, dar poate că, dacă le-am dat, să nu fie notate la catalog. Da, mă gândesc, poate posibil să se facă și chestiunea asta. Dar vezi, cu excepția acestei chestiuni legate de teză, vezi că discuția adevărată în continuare nu vrea nimeni să o poarte în România. Și uite, invit și pe domnii profesori, da? De foarte multe ori, domnii profesori se cam ascund la emisiunea asta. Uite, să spună aici un domn profesor, o doamnă profesoară, cum e, domnule, cu tezele astea, la ce folosesc ele, odată, și doi la mână, dacă nu cumva schimbările profunde din materia asta nu se fac din cauza modului în care sunt organizate sindicatele profesorilor, da? Pentru că orice reformă tulbură niște ape, ca să nu ne mai ascundem, știi? Că de asta purtăm discuția asta la infinit, și ceea ce îți dorești tu pentru copilul tău nu se poate aplica. Și nu în ultimul rând, Cătălin, cred că aș introduce poate niște materii noi care să se muleze pe societatea de astăzi, cum ar fi educație financiară. E un aspect la care eu țin foarte mult și eu unul, dacă aș fi acolo, l-aș introduce. Educație financiară încă din clasele primare, din clasa a 5-a, de exemplu, sau management economic sau financiar, noțiuni de bază. Da, domnule, ce să faci ca să nu te pui la coadă la benzină, că benzina într-un stat european nu se poate scumpi cu 3 lei într-o zi, înțelegi, cu 30%, da. Sunt unele ore importante. Sigur că nu o să fie toată lumea mulțumită, toată lumea va vrea câte altceva și că sunt obiecte importante care te formează ca om. Dar această problemă pur și simplu nu este atacată niciodată. Mulțumesc tare mult, Robert. Oana, bine ai venit la România în direct. Te ascultăm. Bună ziua! Sunt profesor, fiindcă tot doreați să auziți părerea unui profesor. Ce pot să vă spun este că învățământul în module, spre exemplu, se întâmplă la Oxford. Există posibilitatea de a face gimnaziu online sub formă de module. Se fac seturi de materii, se dau examenele, urmează alte de materii, alte examene. Deci nu am inventat noi această modalitate de lucru, să spunem. În ce privește tezele, chiar nu cred că neapărat ele ar trebui să conteze foarte mult. Ce pot să spun este că oricum în gimnaziu tezele ar avea un rost dacă s-ar da la nivel național. Pentru că notele de la nota generală de la gimnaziu intră în nota finală pentru admiterea la liceu în proporție de 20%. Mi s-ar părea firesc ca această notă să fie dată în urma unor evaluări naționale, nu a unor teze care în unele locuri sunt mai simple, în altele mai puțin simple. Deci ele nu reflectă uniform ceea ce știu copiii. Ar avea rost, așadar, dacă ele ar duce la o departajare reală și pe... Păi, înțeleg că asta vrea să facă ministrul, adică... Așa, deci, dacă se va întâmpla asta, noi suntem oarecum reținuți în finalizările propunerilor ministerului, suntem pățiți în atâtea rânduri că s-a întâmplat din rău mai rău, încât nu știu. Adică nu crezi că propunerea asta chiar are o finalitate? Nu, eu până nu văd, nu cred. Dar de ce? Cine s-ar opune la ea dacă, uite, tu ca profesor zici că e mai bine pentru copil și pentru admitere în sensul ăsta? Nu știu cine are interes ca învățământul românesc să fie unul slab. Depinde. Pe sincer, asta este o părere personală. Cred din tot sufletul că aceste lucruri nu sunt chiar întâmplătoare. Poate o să mi se reproșeze că, eu știu, cred într-o teorie a conspirațiilor. Dar viața și faptele ne-au demonstrat că tot ce nu trebuia să se aplice s-a aplicat. Din păcate. N-am înțeles. Deci, asta este părerea mea ca profesor. Iar în ce privește volumul și numărul de obiecte, cu siguranță ele trebuie simplificate. Avem câte 4-5 tipuri de educații în același an, care încarcă acești copii cu câte cel puțin 2 ore pe zi în plus. Dăm exemple ca să înțeleg. Uite, mai devreme... Robert a zis că vrea educație financiară. Foarte bine. Eu asta vreau să urmează să spun. Aceste educații pot fi ele grupate pe module, pe arii de vârste. Putem începe de la educația religioasă în clasele mici, educație plastică și muzicală, apoi să de ce să nu continuăm cu istoria religiilor? De ce neapărat dogmatică până în clasa 12-a? Dar nu știu, uite, să sune imediat cineva să-ți spună. Da, suntem nu știu dacă se mai face religie în clasa 12-a, dar să zicem, de ce până la vârste mari dogmatică? Ce elemente de cultură generală. Și ele ar trebui grupate maxim 2 ore pe an, adică 2 ore pe săptămână în fiecare an, și să meargă progresiv, să aducă un plus copilului respectiv. Nu doar ore în plus la școală. Sunt și părinte, sunt și profesor și sunt indignată de ceea ce se întâmplă. Hai, dă-mi un exemplu. Ce? Am înțeles că ai scoate religia, altceva? Nu că aș scoate-o. Aș aduce-o la o vârstă potrivită studiului religiei. Da, deocamdată... Aș aduce educația muzicală, educația plastică. De asemenea, facem ani de zile aceleași lucruri, nu se întâmplă nimic în plus de la un an la altul, din păcate. Îți mulțumesc tare mult, Oana. Uite, mai era o chestiune în privința vacanțelor, dar am văzut că multă lume scrie pe Facebook că se lucrează în module. Sigur, are mai puțină importanță, se poate lucra în module, în semestre, în ce vreți voi. Dar ce vrea să admită lumea, sau nu vrea să admită lumea aici și în special corpul profesoral, e că avem o vacanță de vară mult prea lungă. Ea ține de la data de 25 iunie anul ăsta, cred, dacă nu mai devreme, până la 5 septembrie, încă s-a mai scurtat, adică sunt 2 luni de vară, frățioare, și înainte erau 3 luni de vară. Da, și la noi e frica asta. Dar de ce nu s-ar scurta vacanțele astea? Ne strică concediile și nouă și altora, nu? Bănuiesc că ăsta e un răspuns. Ramona, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună, bine v-am găsit, doamna Catalin, și toți ascultătorii dumneavoastră. Acum, ce să zic, eu aș vrea să vorbesc din punctul de vedere al părintelui. Te rog. Din fericire, deocamdată, am un copil în clasa 1, dar... ce se întâmplă în sistemul nostru de învățământ mă sperie, vă spun adevărul și sincer. De ce? Copilul meu la clasa 1 are copii, colegi în clasă, care sunt dați la meditații. Din clasa 1, da. Care nu fac față testelor, concursurilor, unde se folosește un limbaj de lemn greu accesibil copilului, unde nu se face dezvoltare emoțională. Copilul Nu are rost să vă, explic deci în detaliu. Deci cum adică că... nu faci un copil față testelor de la clasa 1? Nici nu știu dacă au teste. Ce teste au? Nu cunoașteți teste, concursuri, au teste. Au teste, da? Ei nu sunt pregătiți, cum să vă zic, ne pregătim copiii să fie oi, poate sună urât. Să mergem în turmă și atât. Nu să gândim cu creierul nostru, nu să avem idei, nu să... Mă înțelegeți? Nu este nimic lăsat la liber arbitru. Trebuie să facem toți așa cum zice... Așa cum trebuie, așa cum zice la programă, cum zice doamna, dar aici mi-e un pic neclar, adică la ce să dai un copil la meditații? Să-l înveți să facă literele mai bine? Sau eu știu... În clasa 1 nu se fac litere. Dar ce să mai faci în clasa 1? În clasa 1 se face matematică, cu întrebări de logică. Serios? Se face studiu pe text. Studiu pe text în clasa 1? Da, se dă un text în care trebuie să știi care, cum, ce, să cunoști cuvinte, ce înseamnă succesiv, consecutiv. Trebuie să știi ce e succesiv. Da, probabil că acolo nu-mi dau seama. O fi ceva modern. Da, o fi. Deci eu ce văd, ce observ și ce ăsta, că se schimbă doar niște termeni. Nu mai dăm teze, dăm evaluare. Nu mai o fi trimestre, semestre, o fi module. Dar problema cu adevărat... Nu, acolo nu se umblă deloc. Și știi de ce am făcut emisiunea de astăzi? Ca să audă domnul Câmpeanu mesajele astea. Pentru că e observație... Nu interesează. Ba, le interesează. Nu vorbiți așa. Adică oamenii nu sunt dezinteresați. Numai că lupta pe care o are de dus fiecare ministru este, de fapt, cu o inerție și cu o reformă și cu un corp profesoral. Și are și anumite viziuni. Dar ceea ce trebuie să audă lumea și la această nouă reformă, că eu am rămas așa cu gura căscată. Și zic, băi, ce importanță are, mă, de n-anunț cu atâta enfază că nu mai sunt semestre, că sunt module. Exact. Despre ce-i vorba aici? Cu cine ajută? Cu cine ajută? Cu cine? Pe noi, părinți, pe copii, cu ce ajută? Sau că școala e mai lungă. În afară să-i dea peste cap, așa că nu o să mai știe, vai, teze pentru ei, tezele, vai. S-a scos teza, bine. S-a scos. Asta s-ar putea să fie interesant. Uite aici o idee interesantă, când la finalul anului faci o evaluare standardizată, digitală, a întregii suflări școlare românești. Asta e o chestie bună. Asta, Și știi de ce? Corect. Pentru că ne va arăta Ramona și oameni buni un lucru care e teribil de important și pe care nu vrem să le recunoaștem aici și care e o sursă de nedreptăți în țara asta, dar și de așezare proastă a învățământului. Că școlile din România nu sunt egale. Deși în fața legii sunt tratate egal, sunt școli de top, școli de elită și școli proaste lăsate în nenorocire. Da? Exact. Și sistemul din România e pe jumate privatizat, da? Adică toată lumea schimbă buletinele, da? Ați schimbat buletinele. Să se ducă la anumită școală. Să se ducă la școala aia. Așa este, știm toate. Relații, toții, da? Cum să intre acolo, cunoaștem toți. Da, cunoaștem. Toată lumea procedează la fel. Să se intre la școala aia bună, școala aia bună te împinge cu mediile în față și pe aia sistemul tot tratează toți copiii egal, ca și cum un 10 aici la școala 11 din București este egal cu un 10 la o școală din Ferentare, dau și eu un exemplu. El în scripte e egal, dar în cunoștințele copilului nu e egal. Da. Și poate, Ramona, mulțumesc tare mult, și poate la un moment dat, domnule Câmpeanu, cineva în țara asta, dincolo de a muta modulele, care nu e așa o mare șmecherie, da? Ba, împărțiți-l cum vreți, împărțiți-l pe săptămâni. O săptămână de lucru, 2 zile pauză, se poate și așa. Se poate face săptămâna de 4 zile, e foarte modern acum. Dar poate vă gândiți ca undeva la finalul școlii, fie a 8-a, fie a 12-a, să restabiliți realitatea și să spuneți, există 3 tipuri de bacalaureat, 3 tipuri de admitere, există mai multe tipuri de școli, să le catalogăm, da? Că acum știți cum cataloghează lumea școlile, să uită cu ce medie s-a intrat în anii trecuți și zice, bă, dacă aici s-a intrat numai cu de 10, aici e bine, aici e mai rău. Dar în realitate școlile din România nu sunt egale. Și noi le privatizăm zi de zi de zi, știți noi cum le privatizăm. Poate ar fi timpul din nou să purtăm discuția asta. Ce se mai duce, domnule, pe la școală? Mihai, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua, Mihai, sunt din București. Vreau să spun că, da, reducerea vacanței este un lucru bun. Nu știu dacă în urma acestor module, dar oricum suntem țara cu cele mai multe, printre cele mai multe zile de vacanță și cele mai puține zile de școală. Vacanța aia de 90 de zile sau cât e și acum, aproape 80 de zile sunt acum, că școala se încheie pe 10 iunie și începe pe 5 septembrie, este foarte, foarte... Serios? Stai că am uitat, pe 10 iunie se încheie anul ăsta? Pe 10 iunie se încheie anul ăsta. Serios vorbești? Pe 5 septembrie. Da, da, cum? Păi da, sunt 3 luni de vacanță și... Este foarte, foarte mult. Foarte, foarte mult. Și vreau să vă spun că cred că asta cu eliminarea tezelor este o greșeală și cred că este făcută ca și chestia cu vacanțele astea lungi, în interesul profesorilor și angajaților din sistemul educațional, care, după părerea mea, sunt o masă de votanți. Asta este părerea mea și să vă spun de ce. Este un nonsens să scoți tezele atâta timp cât tu ai examen scris la sfârșitul clasei a 8-a. Deci tu ai examen scris de evaluare națională. Și de ce e un nonsens? Pentru că tezele sunt un exercițiu, cum spunea un... Da, nu, că se pune un examen la fel. Stai un pic, Mihai. Se pune un examen în fiecare an, a 6-a, a 7-a, a 5-a, la fel ca ăla de a 8-a, adică o evaluare națională standardizată, adică te duci acolo, e tot ca o teză și ți-o și ia, culmea că nu ți-o corectează profesorul tău, zice domnul ministru, ci ți-o ia unul din altă parte, da. Da, nu-i vorba de asta. Mie mi se pare că tezele erau o pregătire. Uitați, haideți să vă spun ceva. Băiatul meu a făcut liceu până în clasa a 10-a în România și a plecat în Germania în clasa a 10-a. Și a făcut a 11-a și a 12-a acolo și a dat bacalaureatul. În Germania sunt 2 semestre cu câte 2 teze pe semestru. 2 teze, sunt adică la finalul fiecărui modul. 4 teze pe an, da? Deci 2 teze pe semestru, au aceste vacanțe scurte, predai o lună, o lună jumate, 2, dai o teză. Înțelegeți? Marea diferență, știți care este, și asta ar trebui făcut și în România. În Germania nu știi notele pe care le primești decât în ultima zi de școală. În ultima zi de școală... Și la ce contribuie asta? La ce ajută? Contribuie pentru că elevul vine și la școală ca să parcurgă materia zi de zi. Deci ai o dată pe semestru, o ziua porților deschise, în care profesorii sunt aliniați acolo și treci pe la fiecare profesor și fiecare clasă respectivă are niște ore și îți spune profesorul de chimie: domne, trebuie să-și îmbunătățească aportul la chimie, la matematică e bine, dar nu-ți spune ce note are. Deci nu mergi la școală, am luat un 10, mă culp pe ureche, am luat un 2, vine tata și face un pic de scandal sau mama. Te obligă, da, asta cu scandalul cu părinții, veniți la școală. Stimați profesor, să mai poartă, domnule, mai vine să ceară 5, 6, 7, să-i ceară... Da, i-ai dat 5, 6 poate la română și a metat și vine și pune presiune pe profesor. Deci copilul vine la școală să parcurgă materia împreună cu profesorul. În ultima zi de școală primești o hârtie cu notele. Aha. Nu ai ce să comentezi, nu te întreabă nimic, astea sunt notele. Vii în timpul săptămânii la această zi a porților deschise și poți să spune: dom'le, vedeți că la desen trebuie să mai exerseze, la chimie, la matematică e bine, sau la engleză. Îți dă un feedback, dar nu-ți spune și nimeni nu întreabă ce notă are. Deci ajung la aceeași concluzie pe care am rostit-o mai înainte, că ce s-a propus acum, de fapt, e... frecție la picior de lemn? Nu? Asta e vorba românească, nu? Da. Iar părerea mea asta este: tezele nu stricau. Pe copil îl pregăteai, avea un exercițiu de un examen mai matur. V-am spus, în Germania băiatul meu a dat 2 teze pe semestru. Predai o lună jumate, 2 luni, dădeai o teză. Nu știai rezultatul primeai în ultima zi, aia era. Da, foarte interesant, și mulțumesc. Dacă ai examen de clasa 8-a, atunci să scoatem și examen de clasa 8-a. Vă dați seama, un copil care nu dă teză, când vine la examen de clasa 8-a, vă dați seama ce emoții o să aibă el și așa mai departe. Da, trebuie un pic pregătită treaba asta, sunt perfect de acord cu tine. Cred că funcționează ambele sisteme. De asemenea, eu cred că și o admitere pe la liceele mari e bună, adică lasă-i, domnule, să se ducă să concureze acolo între ei. Nu știu, poate să funcționeze și asta. Eu îți mulțumesc tare mult, Mihai. Domnul Adrian George Radu ne trimite pe Facebook, pe pagina de Facebook, uitați-vă acolo la comentarii, un articol al academicianului Solomon Marcus despre modul în care școala poate să devină agresivă cu copiii. E absolut fascinant, să citiți aici ca exemplu răspunsul la întrebarea cum devine biologia agresivă. Și explică aici academicianul modul în care sunt clasificate anumite tulpini pe care, sigur, și dumneavoastră ca oameni mari o să faceți chiar un efort să le rețineți așa cum sunt prezentate acolo. Bănuiesc că nu știați asta. Sunt tulpini principale laterale, noduri internoduri, mugure lateral terminal, lăstar, dar tulpinile se mai clasifică și după mediul în care trăiesc: aeriene, subacvatice și acvatice, și cele aeriene pot fi la rândul lor agățătoare, volubile și târătoare, și clasificarea continuă. Ați reținut? Că vi le-am scris pe tablă. Anca, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua! Sunt perfect de acord cu ceea ce a spus domnul de mai devreme, însă îmi pare rău că n-a putut să ne spună câte materii are copilul în Germania, la școală. Uite, nu mi-a trecut prin casă. Pentru că aici, da, aici este o problemă. Au foarte multe materii inutile. De exemplu, De exemplu, copilul meu e focusat pe română, limbi străine, da? Și îmi spune mama, este în clasa 7. Și îmi spune mama, la ce îmi trebuie mie fizica? Ei, aici e o întreagă dezbatere. Adică e bună și fizica. Fizica te ajută când ești șofer, ca să dau un exemplu. Când intri... Da, da, s-ar putea... Când intri în război. Da, adică tu vrei să spui de intensitatea modului și de nivelul de pregătire, că, sau exact, ce înveți acolo. Cumva din clasa 5-a să-i departajeze. Ești bun pe o anumită materie, mergi în continuare și aprofundezi materia respectivă. Da? Eu am avut un șoc la un moment dat. Am văzut la televizor un documentar despre sistemul de învățământ din Lituania. Și la obiectul matematică, doi băieți care erau urmăriți, mă rog, erau cazuri sociale, învățau la ora de matematică niște perimetre, dar erau puși să facă acele perimetre ca să aibă reprezentarea unei curți de casă. Adică, uite, aici asta e curte, aici e casa. Să aibă o idee, da. Să aibă o idee la ce folosește în viață când ai un perimetru. Și mi-am dat seama, ei erau în clasa 11-a la momentul respectiv și mi-am adus aminte ce făceam eu între 11-a la matematică și m-am crucit. Mi se pare că este foarte, foarte aglomerată și programă. Sunt foarte multe noțiuni, profesorii le predau așa pe repede înainte, iar copiii nu apucă să aprofundeze. De aceea pot să spun că din clasa 6-a face meditații, da. La matematică. Ce faci? De ce? La matematică. Pentru că nu este la zi cu materia. Nu înțelege perfect din clasă, da, ceea ce se predă. Profesorii nu stau foarte mult pe o noțiune nouă. Da, și atunci copilul e nevoit. Copilul este nevoit să facă suplimentar acasă. Eu nu știu, nu mă pricep, nu știu să-i arăt și atunci cel mai bine e să-i pui un meditator, da, care să-l ajute. Anca, e foarte multă materie. Spune așa, domnul ministru Câmpeanu, vă trimit înregistrarea. Uitați ce zice lumea. Și acum o întrebăm pe Anca, domnul ministru a venit cu o reformă radicală, i s-a spus în presa din România. Module. Cu ce ne ajută aceasta? Cu ce ne ajută aceste module? Vă întreb. Ai o săptămână de vacanță, adică pe 27 octombrie, îți spun de pe acum, poți să vă luați o săptămână de concediu, să mergeți copilul undeva să vă luminați la minte. Sau, nu știu, sau să-i faci un program lejer toată săptămâna aia. E, nu? Și eu mai întrerup lucruri, și noi, și tu, din când în când mai tragem frâna aici și plecăm, nu? Sunt de acord cu vacanța, da? Se simte nevoia, cel puțin la copiii din clasele primare, care sunt nerăbdători, nu? De-abia așteaptă vacanța. Dar cu aceste module ce facem? Cu ce ne ajută? Ok. Da, nu mă pricep. O fi, probabil că în curând vom auzi un specialist. Poate ne va explica, domnul ministru. Sper, poate ar fi bine. Din cauza războiului trebuie să vă spun că edițiile de Deșteptare a României, unde aprofundam niște lucruri, s-au cam oprit în mod natural, pentru că și noi a trebuit să ne adaptăm la chestiunile de război, dar dacă viața ne va permite, încetul cu încetul vom readuce personalitățile, adică miniștri în studio, și vom reveni la chestiuni domestice, cum e și în această emisiune. E o idee foarte bună. Da, îți mulțumesc tare mult. Din păcate ne adaptăm la viață și pentru noi este un moment pe care nu l-am mai trăit și încercăm să fim atenți la toate lucrurile importante din jurul nostru. Diana este la România în direct. Salutare, Diana. Avem o modificare radicală, i s-a spus, a anului școlar. E de folos? Bună ziua, domnul Cățălin. N-ați reușit să ascultați Europa FM. Da, cum a spus și noastră, este exact la un picior de lemn, cum zice românul. Nu este nici pe departe o reformă, dar aminte, nu mai zic alte Vorbe mari. Nu este reformă, din punctul meu de vedere. Și eu sunt părinte, am 3 copii și mi-e foarte greu să pot să-i ajut oarecum, având în vedere cât de stufoasă este programa aceasta școlară, materiile la aproape toate lecțiile la aproape toate disciplinele sunt aceleași de nu știu câți ani. Nu, reforma, cum au zis și antevorbitorii dumneavoastră ai mei, constă în primul rând în a modifica programa școlară, în a îi da elevului posibilitatea să-și aleagă, că așa este normal, că și noi ne ducem la serviciu și ne-am ales un job unde ne place să facem ceea ce facem. De la o vârstă, într-adevăr, părinții și copiii împreună ar putea să aleagă niște obiecte. Să existe un trunchi comun, după capul meu, după care fiecare să își caute afinitățile, nu? Da, așa este. Eu sunt de acord că trebuie în viață să știi și puțină fizică, niște noțiuni generale, și de matematică, bine, asta să poți să socotești bani, primul rând, nu? Și, sau să știi să scrii românește, să fii să compui, să scrii o scrisoare, să compui o compunere. Sunt anumite, dar într-adevăr toți elevii sunt buni și la matematică, și la română, și la fizică, și la o limbă străină, nu vă mai spun. Nu știu dacă am observat cum cu nenorocirea asta cu războiul, că foarte mulți dintre copii ucrainieni, dintre elevi, știu să vorbească, să descurce, să converseze în limba engleză. Nu știu câți copii în România știu lucrul, adică pot să-și permită lucrul acesta, de exemplu să ducă într-o țară vecină sau, mă rog, într-o țară dezvoltată și să fie în stare să converseze în limba engleză, care este cea mai vorbită limbă. Acum, generațiile noi, sigur, am văzut că totuși se descurcă în engleză binișor, adică România. Se descurcă, dar la fel, cine vrea și îi place să învețe. Eu cred că asta ar trebui să fie mai așa, mai limba română, din punctul meu de vedere. Și plus, reforma constă și în schimbarea, sau cum să zic, îmbunătățirea bazei materiale a învățământului. Cred că asta este lucrul cel mai dureros. Deci, sunt școli care, nu mai zic, nu știu dacă mai au videoprojectoare sau table inteligente sau, mă rog. Da. E mult de schimbat ceea ce vedem. E posibil un pas? Din punctul meu de vedere, după ce reușesc să schimb din toate, și din programă, și din bază materială, și așa, atunci abia poți să spui că încerci să faci o reformă. Îți mulțumesc tare mult, Diana. Da, nu seamănă a reformă și probabil că în momentul în care va apărea și reforma, o să vedem de adevăratele, pentru că răspunsul va fi de natură reactivă, adică cel mai probabil va fi în stradă. Sebastian, salutare! Avem niște schimbări. Hai că nu le mai zicem reformă. Avem schimbări la educație. Ce-ți place, ce nu-ți place? Bună! Eu sunt Sebastian și sunt dintr-o comună din județul Alba. Mi se pare că reforma asta este, sau mă rog, sper să fie de bun augur, pentru că la început ați spus ceva de genul că elevul să devină centrul învățământului. Stai că a zis domnul ministru. Nu este așa. Stai că a zis domnul ministru. Da. Sper să asculte domnul ministru și să realizeze că până acum învățământul se învârtea în jurul profesorului. Și vă dau un exemplu. La țară, eu am 2 copii. Învață în clase simultane, câte 2 sau chiar 3 clase. Okay. Acum o întrebare. Noi, care plătim taxe, și menționez, soția mea este profesoară, noi care plătim taxe, copiii noștri nu beneficiază de învățământ gratuit. Mie mi se pare că a mei beneficiază de jumătate învățământ gratuit. Adică 25 de minute în loc de 50. Bun, asta e o problemă. Reforma cred că trebuie să fie mult mai adânc și adevărată, reală. Mi se pare asta așa ori o altă manevră politică de a spune, uite, facem și noi ceva. Atât. Despre teze, module, e același lucru, doar că da, și dacă se fac la nivel național evaluările finale la fiecare modul, mi se pare o chestie și un lucru deștept. Asta ar putea fi folositor. Măcar vom avea un exemplu. La finalul clasei a 7-a, uite cum arată la același subiect în toată țara, știi? Aici sunt bune. Absolut, absolut. Deci asta mi se pare o chestie bună, bună. În rest, învățământul, nu știu ce o repet, sper să se focuseze pe elev, nu pe profesor. Pentru că un elev care beneficiază de 50 de minute la oră și are nevoie de meditații, adică asta spune foarte multe despre învățământul românesc. Ce să mai zicem de ăla care beneficiază doar de 25 de minute? Corect, corect. Mulțumesc tare mult. E o chestiune, vom reveni la ea, va rămâne fundamentală pentru învățământul românesc. Câtă vreme admiterea este axată pe notele de la finalul claselor plus examenul respectiv național de maniera asta, știți cum e, numai asta se va ținti și sistemul tot va fi îndreptat către cele 2-3 note care se iau în calcul acolo. Ori câtă vreme asta nu se schimbă, școala așa va funcționa. Ana, salutare, ești la România în direct. Bună ziua! Eu vorbesc din experiența proprie în legătură cu schimbarea aceasta. Am trăit în altă țară, am studiat în altă țară, deci aș veni cu alt tip de învățământ. Am stat în Italia mulți ani. Acolo nu există teze, și asta vorbesc din clasa 1 până în ultima an, a 13-a, dar se fac în fiecare an, de 2 ori pe an, întâlniri cu profesorii pentru la fiecare materie, unde profesorii spun dacă copilul este ok, dacă copilul nu este ok, unde se poate îmbunătăți, unde nu se poate îmbunătăți, sau dacă sunt probleme. Nu există meditații. Eu nu am făcut niciodată meditații. Și admiterea la liceu cum se face dacă nu ai meditații? Admiterea se face pe baza, nu se face pe baza notelor. Sunt 3 tipuri de școli superioare: liceu, institut tehnic și profesională. Profesionalele sunt foarte, foarte bine structurate și de foarte multe tipuri. Adică poți să faci, să ieși pasticer, poți să ieși bucătar, poți să faci să fii și electrician, poți să fii și în alte domenii. Dar ce vreau să spun este că nu se pune presiune pe elev. Ok, nu vrei să mergi la liceu, te duci la profesională. Iar la noi este o problemă, în primul rând, mentalitatea părinților care trebuie schimbată. Du-te, mamă, la liceu. E rușine să mergi la profesionale. O perioadă nici n-a mai existat. Da, de altfel. Așa e, ai dreptate. Aia a fost o dramă pentru România. Mă scuzați că vă întrerup. Degeaba schimbăm semestre, trimestre sau alte lucruri dacă noi nu schimbăm mentalitatea părinților. Deci, este totul degeaba. Da, profesionalele la noi au fost văzute ca școlile din coadă. Adică, mamă, te-ai dus acolo, te-ai nenorocit, știi? Ideea de a învăța o profesie era, cum să zic, dezavuată. Toată lumea trebuia să facă o facultate. Și știi câtă facultate se face în România? Știu, pentru că am făcut și eu la Babeș, apoi m-am întors ulterior și am făcut la Babeș, dar, sincer, am făcut facultatea și oricum nu lucrez în domeniu, dar pe lângă asta este alegerea mea. Ceea ce vreau să spun este schimbarea mentalității poate atât de la părinți, care este primul lucru care trebuie făcut, pentru că de multe ori se axează și în clasele 0-4, pe concursuri, pe tot felul de chestii care nu și-au locul la copii clasele 0-4. Pui presiune asupra copilului inutilă, o presiune inutilă, ca apoi doar ca învățătorul, pentru că sunt învățători care asta fac și cu asta se ocupă, cu concursuri, să arate că ei sunt foarte buni. Îți mulțumesc tare mult. Vedeți, domnule ministru Câmpeanu, cum primește lumea această reformă? Până la urmă, oamenii spun așa, degeaba schimb module, degeaba schimb semestre, degeaba scoți teze și introduce valori, deși asta ar putea să fie o idee bună. Cauzele sau problemele profunde ale învățământului din România sunt în altă parte, nu în aceste rearanjări de structură, da? Iar în momentul în care se vor produce modificări adevărate, lumea le va trata ca atare, adică le va vedea. Dar până una alta, nici de data asta nu s-a întâmplat lucrul acesta. România în direct se încheie aici. Eu sunt Catalin Striblea. Spor la treabă! România în direct cu Catalin Striblea la Europa FM.